Frați și surori, Duhul Sfânt m-a călăuzit pentru dumneavoastră spre pasajul acesta, aș dori ajutat de Domnul în primul rând și de ce nu și de rugăciunile dumneavoastră. În ambientul acesta ceresc, puteți din când în când să vă rugați Domnului în inima dumneavoastră, spunând, Doamne, dă-ne un cuvânt și ajută-L pe robul Tău să ne spună ceva. Amin. Dublu licențiat la picioarele lui Gamaliel, apostolul Pavel spunea, rugați-vă pentru mine ori de câte ori îmi deschid gura să intervină Dumnezeu. Deci dacă nu vorbește Dumnezeu și nu se implică Dumnezeu în toată lucrarea asta, vestirea Evangheliei, o lucrare foarte importantă, spuneau frații aici, am venit pe degeaba. Dacă Dumnezeu se implică, cuvântul Domnului are impact în inima și în viața noastră. A strigat apostolul Pavel, cuvântul tău, Doamne, viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Doamne, interesant, Isaia a strigat cuvântul tău, Doamne, e un foc care arde spinii. Ieremia a strigat cuvântul tău, e un ciocan care sfărâmă stânca. Ar fi prea greu să ne rugăm în seara aceasta spunând, Doamne, lasă sabia să taie focul, să ardă și ciocanul să lovească și orice inimă împietrită să fie despietrită. Amin. Și Ezechiel a strigat prin Duhul Sfânt, voi smulge din piepturile voastre inima de piatră și vă voi da o altă inimă, o inimă care să se poată prelucra ușor de cuvântul meu și de mâna mea. Doamne, lucrează seara aceasta. Amin. Frați și surori, când stăteam înaintea Domnului pentru versetul acesta, Domnul mi-a descoperit câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră și am putea numi mesajul din această seară echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă. Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă. În timp ce eu o să predic, dumneavoastră văd că sunteți extraordinar de atenți și aveți respect pentru Domnul și cuvântul Lui, vă mulțumesc. Dacă vă veți regăsi în câteva din elementele pe care le voi prezenta cu ajutorul Duhului Sfânt, vă felicit. Vă felicit anticipat din toată inima. Dacă nu vă veți regăsi, rog pe Domnul seara aceasta să rezolve problema. Pentru că nu-i trebuie Domnul nici o săptămână, nici o lună, nici un an să elibereze, să salveze și să mântuiască. Câteva secunde și e rezolvat. Așa lucrează Dumnezeu. Poate vezi ce frate, cunoști pe cineva care s-a întâlnit cu Dumnezeu pentru prima oară în viața lui și problema a fost rezolvată? Vă spun da. În casa lui Corneliu, spune Scriptura, în timp ce predica Petru, cine era în casa lui Corneliu? Păi erau ofițerii romani cu distințele lor, Doamne. Erau colegii lui, al lui Corneliu, ofițer roman. Pentru prima oară ascult o predică și Scriptura spune, în timp ce Petru predica, s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Peste nepocăiți s-a coborât Duhul Sfânt. Și Scriptura spune că și Petru s-a oprit din predică și a spus, se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Adică ei vin, ascultă Evanghelia, se duc acasă, iertați, mântuiți, botezați cu Duhul Sfânt, botezați în apă, numele scrise în cartea vieții. Mare-i Dumnezeul nostru! Din toată inima strigă, aleluia, Domnului să fie slava! Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, spune cuvântul Domnului. Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă. N-ai voie să-ți fie frică de absolut nimic. Deci cum frate, sunt om și eu. Nu contează. Ești cu totul special. Ești omul lui Dumnezeu. N-ai voie să te îngrijorezi de absolut nimic. Cuvântul Domnului vorbește în Evanghelia după Matei, la capitolul 24 și versetul 6, aud reverberațiile din gura Mântuitorului nostru, iubit Iisus Hristos, Matei 24 cu 6, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți, a spus Domnul, să nu vă înspăimântați. Măi, nu eu am inventat asta. Regele a spus. Nu-i voie să vă înspăimântați. De ce? Toate aceste lucruri, a spus Domnul Iisus, trebuie să se întâmple. Cine ești tu, pământene, care să te ridici, să contracarezi sau să contramandezi? Ce a spus Domnul? Dacă Domnul a spus că trebuie, trebuie. Deci aceste lucruri trebuie să se întâmple. O regele a spus să nu vă înspăimântați. N-ai voie să-ți fie frică, frate. Foarte mult la ora, în momentul de față, foarte îngrijorat, vă spun. Spitalele de neuropsiatrie pline, frate. Oamenii sunt îngroziți de-a dreptul. Când și a îngăduit Dumnezeu pandemia asta la nivel mondial, oamenii îngroziți. Dacă tu ești omul lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, stai liniștit, frate. Nu-ți face nicio problemă. La cârma tuturor lucrurilor este regele nostru.
Aleluia! A Lui să fie slava și glorie. Scriptura spune că Dumnezeu nu îngăduie mai mult peste puterea umană. Nici o ispită nu te-a ajuns mai presus de puterea ta. Dumnezeu este în control. Dacă un singur lucru este pierdut de sub controlul Lui, nu El conduce. Dar vă spun, absolut totul, în cele mai mici detalii, este în controlul Dumnezeului cerurilor. Din toată inima strig, slăvit să fie numele Domnului. Proverbe 29-25, Proverbe 29-25, Scriptura spune, frica de oameni este o cursă, dar cei care se încred în Domnul, n-are de ce să se teamă. Frica de oameni, da, este o cursă. Scriptura spune, tu încrede-te în Domnul și stai liniștit din toată inima. Psalmul 56, versetul 3. Auzi psalmistul cum strigă, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine, Doamne. Psalmul 56, versetul 3, ori de câte ori mă tem. Pentru că la un moment dat doctorul spune, Domnule, ai cancer. Vei trece prin operație, te panichezi, te îngrijorezi. Și Domnul regele spune, stai liniștit, omule bun. Viața și moartea sunt în mâinile mele. Eu am ultimul cuvânt de spus în universul acesta. Așa am o fericire și o bucurie în inimă, încrezându-te puternic în Dumnezeul cerurilor. Auziți Isaia la capitolul 43, primele 3-4 versete. Acum așa vorbește Domnul, Isaia 43, primele versete. Așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel de Dantomit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu te izbăvesc. Eu te chem pe nume, ești al meu, zice Domnul. Aleluia! Dacă vei trece prin apă, eu, zice Domnul, voi fi cu tine, râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, focul nu te va arde, flacăra nu te va prinde. De ce? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Pentru că ai preț în ochii mei, zice Domnul. Poate este cineva aici în sală care zice, soțul m-a părăsit, copiii nu mă mai sună, sunt o văduvă uitată și n-am nicio valoare. Domnul spune, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta, din toată inima, aleluia, gloria acestui Dumnezeu, mare Dumnezeul nostru. Isaia la capitolul 41, versetul 10. Isaia 41, versetul 10. Nu te teme, a spus Domnul, eu sunt cu tine. Eu te întăresc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Calmeați-vă, liniștiți-vă, nu vă teme, zice Domnul. Mai vrei ceva făgăduințe pe care regele le-a spus? Nu te spăimânta, stai liniștit. Imaginați-vă dumneavoastră ce stres era peste poporul Israel în față, Marea Roșie în spate, veneau egiptenii, carele lor și armatele lor. Și Scriptura spune, Domnul a vorbit lui Moise și a spus, spune poporului, stai liniștit, nu îți face nicio problemă, cel care conduce universul ăsta va interveni într-un mod miraculos și voi despica mările mare pentru voi, pentru că ai preț în ochii mei. Doamne ajută, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rămânem la ideea aceasta. Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă. N-ai voie să-ți fie frică. Nici de diavolul n-ai voie să-ți fie frică, frate. Pentru că platoșa lui a fost descheiată la Golgota. Și Scriptura spune că regele l-a biruit. Și diavolul din momentul acela urlă și răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. De regulă, după cei mai speciali ofițeri din armata regelui, caută pe sărite, așa, pe cine să înghită. Și când Dumnezeu a pus în tine un talent, Dumnezeu te-a chemat la o lucrare, ești un om special pentru Domnul, diavolul te vizează și pe urmele tale. Scriptura spune să nu fugi de diavolul. N-ai voie să fugi de diavol. Și Scriptura spune, împotriviți-vă lui tari în credință. Și se întâmplă un lucru, fuge el și tu rămâi biruitor în numele Domnului oștirilor. Slăviți să fie Domnul din toată inima, mai puternic decât diavolul, este Hristos Domnul nostru. Domnul să fie slăvit și onorat. N-ai voie să-ți fie frică. Și pe fondul acesta, când frica este eliminată din viața ta, apar trei elemente. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci ne echipează putere, dragoste, chibzuință. Putere, dragoste, chibzuință. Doamne ajută-ne! Frați și surori, mă uit la dumneavoastră, apreciez atitudinea dumneavoastră. Fiecare dintre cei prezenți trebuie să fie echipați din partea lui Dumnezeu pentru vremurile din urmă cu o putere deosebită. Și avem nevoie de aceasta. Și așa cum spunea aici un frate prea iubit, puterea vine de la regele nostru Hristos, Domnul, și adică puterea Duhului Sfânt.
În Ioel, unul din profeții mici, la capitolul 2, versetul 11, Ioel, capitolul 2, versetul 11, Scriptura spune: Domnul face să tune glasul lui înainte oștirii sale, că ștabăra lui este foarte mare. Atenție! Cel ce împlinește cuvântul are puterea. Cel ce împlinește cuvântul este puternic. Oare cine din Biserica Betania Chicago este echipat pentru vremea din urmă și are puterea de împlinire reală acestui cuvânt? Deci degeaba strigi tu, Doamne, 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 și degeaba te conformezi tu și faci și încerci și dregi. Dacă nu împlinești cuvântul, dă-mi voie să spun, am pierdut totul. Noi trebuie să-L onorăm pe Domnul, nu numai cu lauda, rodul buzelor noastre, ci trebuie să lăudăm pe Domnul cu viața noastră. Un predicator spunea: dacă va fi nevoie, voi folosi în predică și cuvinte, dar predica mea va fi viața mea. Oricine te va vedea pe tine să știe că tu ești omul lui Dumnezeu și pentru că îl onorezi pe Dumnezeu cu faptele tale, că ai putere de la Dumnezeu. Osea, la capitolul 9, versetul 15, Scriptura spune că la un moment dat Dumnezeu era foarte supărat. Osea, la capitolul 9, versetul 15, foarte supărat. Și Scriptura spune: toată răutatea lor este la Gilgal. Acolo m-am scârbit de ei. Dar cum? De ce te-ai scârbit, Doamne? Din pricina răutății faptelor lor. Pentru că ăștia strigă: templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Ăștia te laudă cu buzele, dar când este vorba de fapte, n-au fapte. Din pricina faptelor lor m-am scârbit de ei. Și ce ai făcut, Doamne? I-am izgonit din templul meu. Și Domnul zice: îi voi izgoni din templul meu. Probabil a rămas de-a dreptul șocat, mirat, că în anul 2020 eram pe aici, pe la dumneavoastră. Dumnezeu a îngăduit să se închidă bisericile, să fim izgoniți din templul Lui. De ce, Doamne Dumnezeule? Și Domnul spune: din pricina răutății faptelor mele. Nu, ați văzut? Da, nu la dumneavoastră. Asta sunteți special. Dacă faptele nu corelează perfect cu ceea ce știi, dă-mi voie să spun, este dezastru. Dezastru. Lăudăm pe Domnul la ora actuală într-un mod extraordinar, predicatorii luștri. Am rămas atât de plăcut, impresionat de modul în care cântați și lăudați pe Domnul. Aș putea să spun că sunteți frați și surori cu Biserica Domnului Albinii, Cluj, România, de unde venim. Dar vreau să vă spun, este foarte imperios necesar, foarte important să dăm dovadă cu faptele că suntem ai Domnului. Un duh de putere, fii puternic, frate! Evanghelia după Matei 7:21, Scriptura spune: nu oricine spune mie: Doamne, Doamne, va ajunge să moștenească împărăția cerurilor. Știi să te rogi, știi să cânți, poate strigi și așa vorbește Domnul. Nu, Doamne, nu ăsta mă impresionează. Dar ce te impresionează, Doamne? Cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Faptele vorbesc. 1 Corinteni 15, primele trei versete, Scriptura spune: fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. 1 Corinteni, capitolul 15, primele trei versete, sunteți mântuiți dacă o țineți. Adică Evanghelia asta, frate, trebuie trăită. Doamne ajută mie și Dumnezeu să vă ajute și dumneavoastră. În momentul în care ai ajuns la factura aceea înaltă spirituală, încât pentru tine viața sfântă și trăirea și împlinirea cuvântului Domnului nu este o greutate, o oboseală. Mai auzeam pe câte unul: lasă-mă, mă, frate, dar nu pot, pocăința asta mi-e atât de greu, dar nu pot, frate, nici cu... dar mă lupt toată ziua, dar nu pot. Știți ce spune unul dintre psalmi? Pocăința este o odihnă, nu o povară. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, pocăința este o odihnă, cu o condiție. Păi tu în momentul când stai la umbră sub un copac, unde trebuie să fii? În perimetrul umbrei. Stai la umbra celui atotputernic, adică Dumnezeu trebuie să fie mereu, mereu lângă tine, prin Duhul Sfânt. Și atunci pocăința pentru tine este o odihnă. Doamne, ajută-ne! Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă, n-ai voie să-ți fie frică în niciun departament al vieții. Nu există așa ceva. Sau te îngrijorezi, crezi tu că vei îngriji mai bine tu de familia ta decât îngrijește regele? Apostolul spune: aruncați îngrijorările voastre, unde? Asupra Lui, căci El însuși îngrijește de noi. Și atunci eu strig din inimă: Doamne, ocupă-Te de familia mea, ocupă-Te de copiii mei, ocupă-Te Tu, pentru că Tu ești Dumnezeu. Eu stau înaintea Ta și Te onorez cu viața mea, Te rog, implică-Te. Și Dumnezeu spune: stai liniștit, căci mă ocup eu, mare Dumnezeul nostru. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat putere.
Fii puternic, frate. În cele mai negre momente ale vieții tale, nu abandona lupta. Sunt unii care în momentul greu al încercării, știu eu, la căpătâiul unui drag, te-a părăsit, a plecat, copii, droguri, treburi. Domnul spune, stai liniștit, sub controlul meu sunt toate lucrurile, nu-ți face nicio problemă. Așteaptă în tăcere biruința care va veni din partea Domnului. Imaginați-vă pe robul Domnului, profetul de foc Ilie, să dea împustea Beșebe undeva sub un ienupăr și la un moment dat vine o telegramă transmisă printr-un sol de la Izabela. Izabela, nevasta lui Ieroboam, o posedată de demoni, și spune, află că ce ai făcut tu cu prorocii mei, voi face și eu cu tine. La care și Ilie, profetul de foc, era și el om, dar nu a căzut ăsta în depresie, cum probabil cred unii. Profetul de foc se încrede puternic în Dumnezeu. Pentru moment un pic s-a îngrijorat și a spus, Dumnezeule, păi eu pentru tine am lucrat, am avut o mare biruință pe Carmel, tot Israelul striga, Domnul e adevăratul Dumnezeu, și după o mare biruință vine așa o mare încercare. Ascultă, Ilie, la un moment dat Dumnezeu, spune Scriptura, a trimis un înger. L-a trezit și a spus câteva cuvinte, scoală-te și mănâncă. Și drumul care l-ai în față este greu pentru tine, dar cu puterea care ți-o va da mâncarea aceasta vei merge 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și Ilie rupe dintr-o turtă, de unde a apărut turta aceea? Coaptă pe niște pietre acolo în pustia Berșebe și mai era ceva, un lucior cu apă. Când mănânci din pâinea trimisă din cerul, frate, și bei din ulciorul de apă, puterea lui Dumnezeu este peste tine. Căci pâinea aceea simbolizează pe regele Hristos Domnul. El a strigat, eu sunt pâinea care a stat 6 ore atârnat între cer și pământ și a spus 7 strigăte la Golgota. Oricine mănâncă din mine are viață în el, zice Domnul. Ulciorul e simbolul Duhului Sfânt, râul care izvorăște de sub pragul casei lui Dumnezeu. Atins de această putere vei putea merge înainte. Mergi, frate, înainte, nu abandona lupta. Chiar dacă vei pierde totul din punct de vedere material, poate ai 7 apartamente, case, vile, teancuri de bani, dacă vei pierde totul, vreau să spun, dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Fii liniștit, onorează-L pe Dumnezeu până la ultima bătaie inimii în pieptul tău și Domnul va fi cu tine. Aleluia, mare Dumnezeul cel! Să ne dea Dumnezeu putere să mergem înainte. Biserica primară, spune Scriptura, primea cu bucurie răpirea averilor. La ora actuală, dacă ar apărea niște edicte, spunea să vedem noi cum mai stăm, și ar apărea niște legi așa încât Domnule să răpească averile, să vedem ce se întâmplă atunci. Oare ce ar fi prin adunări? Oare ce ar fi prin biserici? Unii ar spune, Dumnezeule, păi tu așa mi-ai dat și acum mi-ai luat totul. Stai la dispoziția Domnului, nu îți face nicio grijă. Noi nu suntem făcuți pentru aici. Apostolul Pavel spunea în Areopagul din Atena, noi suntem din neam de Dumnezeu, venim de la Dumnezeu, tranzităm pe planeta aceasta un weekend în opinia lui Dumnezeu, că 70-80 de ani, ce înseamnă? Așa, un weekend în opinia lui Dumnezeu și ne întoarcem înapoi la Dumnezeul cerurilor. Aleluia! Doamne, ajută-ne! Nu vă bazați tare și nu vă puneți foarte tare speranțele în bănuții ăștia, frate, că la un moment dat și ăștia, spune Scriptura, spre exemplu, o referință Habacuc la capitolul 2, versetul 13, auziți dumneavoastră, Habacuc la capitolul 2, versetul 13, iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc pe degeaba. Bine ar fi să iei aminte și la referințele astea, pentru că e vremea când să se întoarcă regele și tu tot trudești. De ce nu vii la biserică? De ce n-ai timp de repetiții la cor? De ce n-ai repetiții la fanfară? De ce nu stai în post și în rugăciune? De ce, de ce, de ce? N-am timp, Domnule, 2 joburi, 3 joburi, bănuții. Bun sunt și bănuții ăștia, dar până la urmă ai mare grijă că s-ar putea, dacă nu suntem în tonul și pe linia cu Dumnezeu, să avem surprize. Există o referință foarte interesantă în Ezechiel. Iată, profetul Ezechiel la un moment dat a spus câteva cuvinte în capitolul 7 cu versetul 19.
Ezechiel 7, versetul 19, își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului. Nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat în nelegiuire. Cum adică nu poate să-i scape? N-ai cum, Domne, nimeni nu te poate scăpa. De ce? Sufletul e materie veșnică. Pentru sufletul tău a venit regele, tot materie veșnică, ca să ne răscumpere. Regele a murit o singură dată, regele nu mai moare. Când se va întoarce a doua oară, va veni să-și ia biserica, aleluia! Doamne, binecuvintează biserica, Doamne, întărește-ne, echipează-ne pentru vremurile din urmă, dă-ne, Doamne, putere! Doamne Dumnezeule, nu îngădui pe diavolul să-și bată joc de oamenii Domnului, ci în orice circunstanțe, mâna ta să fie peste noi, slăvit să fie Domnul! Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă, Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere! Atenție, elementul 2, dragoste! Dragoste? Pentru vremurile acestea, când vei ajunge ca toți să te urască, să te arate cu degetul pentru numele lui Dumnezeu, nu vreau să jignesc pe cineva, dar acum, foarte recent, cu molima asta, cu pandemia asta, am văzut atâta răutate instalată în inimile multor oameni, atâta invidie și atâta egoism în mințile și în inimile unor oameni. De ce e posibil? Cum e posibil așa ceva? Scriptura spune 2 Timotei la capitolul 3, 19 elemente care vor caracteriza pe omenirea în vremul din urmă, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, zice apostolul, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufașulitori, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, lipsiți chiar și de dragoste firească. Ce înseamnă dragoste firească? Nu-ți mai iubești soția, nu-ți mai iubești copiii, nu te mai interesează de viața lor, asta e dragoste firească. Frate, nu dai 2 lei pe semenii tăi, îi tratezi cu superficialitate, te uiți așa cu sadism la ei și zici, Doamne, ce mă interesează? Domnul spune, certificatul de naștere a unui copil al lui Dumnezeu este dragostea. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste. Vin unii și fac scamatorii și foc din cer și extraordinar. Și la primul examen, când are ură în inimă pentru semenii lor, au pierdut totul. Pentru că Domnul spune, mă uit la tine, ai dragoste, ești din Dumnezeu, nu ai dragoste? Cum spui tu aproape lui tău, te iubesc, ce simpatic e, ce îmi place de tine? Și n-ai, spui lui Dumnezeu că te iubesc și pe semenul tău care îl vezi, nu-l iubești. Doamne, să aibă Dumnezeu milă de noi, frate. Pentru vremurile din urmă, putere, mergi înainte, indiferent ce se întâmplă. Dragoste, continuă să iubești, frate. Știți dumneavoastră, pentru vechiul legământ erau 4 principii de bază și toate erau îndreptate spre țara Canaanului, la propriu, țara Canaan pământească. Și anume, să fii cap și nu coadă, să ai fi longeviv, să ai viață lungă, să n-ai dușman și să fii foarte bogat, să fii foarte prosper. Tot Israelul era orientat pentru cele 4 obiective spre țara Canaan. Noul legământ, regele a schimbat ideea și a spus să fii cap și nu coadă, adică să fii plin de Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt și de iubire. Să fii longeviv. Ce trăiești? Păi, 1000 de ani. Cât a trăit Metusala ăsta? Vreo 970 și ceva. Domnul spune, îți dau viața veșnică, adică fără sfârșit. Să fii bogat? La ce străbăție bogății nouă legământ, frate? Când regele a spus, dacă ai ce mânca și ce îmbrăca, să te văd fericit. Să te văd cum îți descățești fruntea. Uite acum, chiar mă uit la dumneavoastră. Păi impresia feței dumneavoastră deja s-a schimbat. Doamne, ce mă bucur și de tine. Uitați-vă ce bine arătați, ce zâmbiți, ce fericit. Păi Domnul spune, dacă astăzi ai o bucățică de pâine și un pahar de apă, dă slavă Dumnezeului cerul. Auzeam pe cineva predicând nădemult în România la noi, vine o foamete teribilă, frate, suntem terminați, nu vă mai stați, nu vă puteți să vă faceți proiecte, ce vreți, foametea, și pe fondul acestei foamete oamenii devin ca animalele. Cum? L-am oprit la urmă și am spus, stai un pic, frate, dumneavoastră, ați crezut ce ați predicat? Păi da, frate, că mai văd și eu de la news-urile astea și așa. Ascultă, frate, ce spune Domnul. Era o foamete teribilă pe vremea prorocului de foc, prorocul Ilie. Și Dumnezeu a spus lui Ilie, am să poruncesc corbilor să te hrănească. Tu stai la dispoziția mea. Și l-a așezat la pârâul Cherit. De 2 ori pe zi, dimineața și seara, bucătarii trimești de Dumnezeu. De unde făceau ăstea rol de grătare? Nu știu. Dar veneau cu niște grătare.
tare la fratele Ilie. Și Ilie n-avea nicio problemă seara și dimineața. Probabil era o problemă pentru ăștia care nu consumă deloc carne și ei sunt mai vegetariani așa. Dar cine știe cum te vei schimba în vremurile acelea? Și-au coborât corbi și mânca cu pâine și carne de două ori pe zi. Culmea, domnule, la un moment dat a secat pârâul. A secat pârâul cherit. Ce mă fac acum? Și Domnul a spus lui Ilie, crezi tu că n-am observat eu că a secat pârâul cherit? Ilie, robul meu, am poruncit unei văduve sărace din Sarepta Sidonului să te hrănească. Mută de acolo că nu-i nicio problemă. Acolo vei sta până când Dumnezeu îți va duce aminte să dea ploaie pe pământ. Nu-i mare Dumnezeu, frate? Și Dumnezeu lucrează și dă o mare biruință lui Ilie și la un moment dat n-are ce să mănânce în pustia Berșebei. Ilie, ai experiență cu Dumnezeu, nu te panica deloc. Uite cum vine pâinea din cer, frate. Uite cum coboară apa. Pentru vremurile care vor veni, Domnul vă spune, numai că nu spun așa vorbește Domnul. Stânca va mai da apă, frate. Mană din cer e Dumnezeul nostru. Te îngrijorezi că se rup tăinuțele și pantofii? Păi cât a ținut o pereche de pantofi pentru evreii care au ieșit din țara Egiptului? Scriptura spune, 40 de ani nu li s-au rupt pantofii. Ar falimenta toate fabricile de încălțăminte la ora actuală. 40 de ani, frate, o pereche de pantofi. De ce? La cârma istoriei regele Hristos, Domnul. Doamne, dacă este cineva panicat și îngrijorat, întinde-ți mâna și adu binecuvântare, Doamne. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Dumnezeu ne echipează cu putere, cu dragoste. Continuă să iubești, pentru că și Dumnezeu este iubire. Timpul a trecut, vreau să mă opresc un puțin așa, foarte expeditiv, la ultimul element. Auziți ce spune Domnul? Chipzuință. Echipamentul bisericii pentru vremurile din urmă, putere, nu abandona lupta, continuă să iubești demonstrând că ești omul lui Dumnezeu. Amintiți reverberațiile cuvintelui regelui pe Via Dolorosa în sus, ducea crucea în spate și din când în când distingem la Golgota câteva cuvinte. Tată, iartă-i! Câtă iubire, câtă dragoste! Tată, iartă-i! A căzut de mai multe ori sub povara crucii. Erau imediat după el un grup de femei. Magdalena, recuperată din Magdala. Magdalena, când predica regele în Magdala, a venit pe prima linie să audă și ea o predică. Și regele se oprește din predică, spune femeie, 7 demoni au pus stăpânire pe viața ta. Ești legată cu 7 lanțuri. Instant așa ești eliberat acum. Și Scriptura spune, căruia i s-a iertat mult. Iubește mult, căci pe marginea mormântului, când Petru și Ioan au plecat acasă, pleacă ucenici acasă, frate. Magdalena rămâne și plânge. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Cine a fost ales sau aleasă dintre toți pământenii să-l vadă prima oară după înviere? Magdalena. Nu era nici nevastă de pastor, frate, nici de prezbiter, nici de diacon. N-avea nicio importanță, dar regele a ales-o pentru că inima ei era cu totul sinceră. Doamne, binecuvintează biserica! Rămânem la ideea noastră, chipzuință, echipamentul pentru vremurile din urmă, putere, dragoste, chipzuință! Oare de ce chipzuința asta? De ce este pusă aici? Ce înseamnă să fii chipzuit? Și Domnul spune, pentru vremurile din urmă, arma cea mai letală, vârful de lanț al diavolului, atenție mare, va fi înșelătoria. Înșelătoria. Și Domnul spune, îmi echipez biserica mea de așa maniere încât nimeni să nu fie în stare să le umble la minte și să înșele, pentru că sunt ai mei. Și Domnul a spus prin Ieremia, pentru că v-am săpat pe mâinile mele și v-am săpat pe mâinile mele și zidurile voastre stau totdeauna înaintea mea. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Aleșii mei vor rămâne aleșii mei. Spune Scriptura, pentru aleșii mei scurtez zilele și probabil la ora actuală, nu știu, 24 de ore sunt comprimate în 16 ore, în 18, nu știu, și nici nu mă pun eu pe ideea aceasta, dar atâta vreau să vă spun. Chipzuință, frate, ce înseamnă chipzuința asta? Să fii capabil să cunoști vocea lui Dumnezeu și să distingi vocea lui Dumnezeu de o voce străină. Chiar dacă foc coboară din cer și spune, iată-l aici, iată-l acolo, omul lui Dumnezeu cu adevărat sincer, care îl urmează pe Dumnezeu din sinceritate, cu o viață sfântă și curată, pe ăla nu-l înșală nimeni. De ce, mă, frate, dar tu chiar glumești? Nu glumesc, frate.
Eu nu spun nicio glumă niciodată în viața mea de la amvon. Nici o glumiță niciodată. De ce? Aici e casa lui Dumnezeu. Aici coboară Dumnezeu, aici e focul lui Dumnezeu. Aici Domnul te iartă, te vindecă, te eliberează. Stimații mei, frați și surori, domn și doamne, prieteni, dacă sunte, dacă e sincer cu Dumnezeu pe calea asta, nimeni nu poate să te înșele. Pentru că a strigat Isaia, pe calea aceasta, nici cel fără minte nu se pierde. De ce? Îl conduc eu. Și Domnul a spus prin Isaia, urechea ta va auzi după tine un glas care va zice, iată calea, iată calea pe care trebuie să mergi. Chiar dacă n-ai atâta minte, urechea ta va auzi după tine calea, iată calea pe care trebuie să mergi. Chipzuind. Și acum vreau foarte expeditiv să vă dau un exemplu din Scriptură, să vedeți câtă chipzuință. Scriptura spune în 1 Samuel, la capitolul 24, că la un moment dat, frate, la un moment dat, Saul a dat un ordin să se adune 3.000 de bărbați din Israel, cei mai speciali. Adică aleși cei mai buni războinici și cățărători pe munte, pentru că l-a urmărit pe David până pe stâncile țapilor, alpiniștii, vânători de munte să-i numesc așa în română. 3.000 de oameni și la un moment dat, spune Scriptura, David ajunge în peștera Engedi. A intrat acolo cu oamenii lui să se odihnească. Vine Saul cu 3.000 de oameni și intră și el exact în aceeași peșteră. Au stat cât au stat și la un moment dat, vitejii lui David s-au adresat lui cu următoarele cuvinte, vreau să și vedem referința asta, că până la urmă probabil unii vor zice, bă frate, nu cred că e adevărat, nu se poate așa ceva. Iată 1 Samuel 24 cu versetul 4. Oamenii lui David au zis, atenție la referința asta. Iată ziua în care Domnul zice, adică așa vorbește Domnul. Stai puțin, Domnule. Iată ziua în care Domnul zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce ți-a plăcea. Băi, omule, stai puțin. Iată ziua în care Domnul zice, omoară-l pe Saul. David era omul după inima lui Dumnezeu. David era cu totul special. Păi da, asta era ce au spus oamenii lui, împotriva Scripturii. Căci Domnul a spus să nu ucizi, să nu te răzbuni, să dai dovadă că ești omul lui Dumnezeu. Și acum oamenii lui au spus, Domnul zice, îl dau pe Saul în mâna ta. Oh, David, lasă-mă numai o lovitură să-i dau și am rezolvat problema cu el. Puteți dumneavoastră să vă imaginați ce presiune pe omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu trebuie să aibă chipzuință acum și să spună. Indiferent cine spune că Domnul zice, dacă e în afara parametrilor Scripturii. Nu Domnul zice, dacă e în afara parametrii acestor Scripturi și nu se conformează principiilor lui Dumnezeu, dați-mi voi să vă spun. Nu Domnul zice. Și David spune, băi, culmea, Domnul zice, cum să zică Domnul? Domnul meu care m-a învățat să nu ucid și așa mai departe, îmi spune mie asta. Nu Domnul zice. Și atunci Scriptura spune că David a scos un pumnal foarte bine ascuțit și a tăiat colțul hainei lui Saul și cu asta i-a oprit pe oamenii lui ca să nu se năpostească asupra lui. Doamne Dumnezeule! Și imediat după aceea au ieșit Saul cu oamenii lui din peșteră, iese și David cu oamenii lui, paralel pe un deal, David strigă, regele meu David. De ce asculți mulțimea care spune că David are pe el răutate și în inima lui răzvrătire? Dumnezeu te-a dat în mâinile mele, ți-am dat colțul hainei, am respect pentru tine, tu ești Domnul meu, tu ești unsul Domnului, tu ești părintele meu, niciodată nu voi face un rău. La care David, Saul a început să plângă și a spus, tu ești mai bun decât mine. Doamne Dumnezeule, dacă mă rog ceva la ora actuală este să-mi țină Dumnezeu mintea sănătoasă. Dacă strig în rugăciunile mele că este nevoie de ceva la ora actuală, este nevoie de darul deosebirii duhurilor. Să știi când îți vorbește Dumnezeu și să știi când îți vorbește omul. E foarte important. Și Scriptura spune, te voi echipa cu chipzuință ca să știi și să distingi clar și corect când vorbește Domnul. A venit într-o zi la David prorocul Natan. Și David s-a uitat așa la el. Prorocul Natan și a spus Natan, prorocul, David i-a spus prorocului, ascultă, eu mi-am făcut o casă din cedru, uite o casă frumoasă, ca și aici la dumneavoastră, dar chivotul Domnului locuiește în cort. Și uite Domnul ce mi-a pus pe inimă, să fac eu un templu pentru Domnul. La care Natan se uită la el și spune, pu ceea ce ai pe inimă, Domnul îți spune, fă pentru că Domnul va fi cu tine.
Doamne Dumnezeu! Haideți să vedem referința 2 Samuel la capitolul 7. 2 Samuel la capitolul 7. Scriptura spune în versetul 2. A zis prorocul lui Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Natan a răspuns împăratului: du-te și fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine. Mă, când îți spune un proroc asta și de talia și de factura lui Natan, voi nici nu mai cap pe urmă de îndoială. Du-te și fă, Domnul este cu tine. Stai puțin, Domnule. În noaptea următoare vine Domnul la Natan și spune: ascultă, ce cu tine? De ce vorbești așa? Nu-ți permite să iei cuvânt, drept cuvântul meu și să-l dai drept cuvântul tău. Fii foarte atent. Du-te și rezolvă ce ai făcut acum. Ai stricat, omule bun. Du-te acum și spune la David. Fă ce vrei, dar spune: nu tu vei zidi casă pentru robul meu. Nu tu, David. Ascultă, David. Tu, când se vor împlini zilele, când se vor împlini frumușel zilele, vei fi adăugat la poporul tău. Dar nu tu vei zidi casa, du-te și rezolvă problema. Și s-a dus Natan și a spus: David, acum, na, te rog frumos, fă cumva, rezolvăm și asta, nu tu vei zidi casa. A fost un moment, o ispită, nu tu vei zidi casa. Casa o va zidi cel ce iese din tine, adică fiul tău Solomon. Ca să ai chizuință de la Dumnezeu, trebuie să-L onorezi pe Dumnezeu cu o viață sfântă și curată, niciodată nu te înșală nimeni, frate. Dacă ești cu sinceritate, niciodată nu e permis așa ceva. Vă amintiți dumneavoastră, spune Scriptura, pe țărmul Tiberiadei, într-o dimineață era regele Hristos Domnul. A venit Iisus. Ucenicii s-au uitat la El. Bă, nu știm cine-i. Bă, culmea, dar cum nu știi cine? Nici unul nu știa cine-i. Un moment de confuzie așa. La un moment dat, unul dintre ei a strigat: este Domnul. Era cel care își pleca la un moment dat capul pe pieptul regelui. Din toată inima l-a iubit pe regele. Și când îl iubești pe Iisus din toată inima, nu se poate să rămâi în confuzie. Este Domnul. Este Domnul, Domnul. Și am încheiat cu următoarele cuvinte. Scriptura spune că în grădina Ghețimani, în dimineața învierii, la mormântul regelui, vine Petru și Ioan, se uită acasă înapoi. Rămâne Magdalena pe marginea mormântului și plângea. Și deodată a văzut două persoane acolo, doi îngeri. Și s-a adresat, a intrat în dialog cu ei, a întrebat ce se întâmplă pe aici, pe cine cauți. Femeia spune: domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Că-i viu, că-i mort, asta e, vreau să-l iau. Scriptura spune, în momentul acela s-a întors Magdalena și a văzut un bărbat. A crezut că e grădinarul. Se uită la el și spune: domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus să mă duc să-l iau. Am inima atât de sinceră și de curată. La care grădinarul, era regele, a chemat-o pe nume și a spus: Maria. În momentul acela s-a prăbușit la picioarele regelui și a strigat: Rabuni, tu ești învățătorul meu. Pentru toți cei care îl onorează pe Dumnezeu cu sinceritate și curăție și frică de Dumnezeu, dați-mi voi să vă felicit din toată inima. Pentru cei care încă mai aveți și alte alternative, Domnul vă spune seara aceasta: iubiți-L pe Domnul, onorați-L cu o viață sfântă și curată și chizuința, puterea lui Dumnezeu va fi peste mine și peste tine. Amin.